Slăviți să fie Domnul! În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Îmi exprim și eu bucuria că sunt cu dumneavoastră. Doresc ca Domnul pe toți să vă binecuvinteze. Aveți o adunare frumoasă, elegantă, cu mult bun simț, însă vă lipsește o piesă de mobilier. Am tot urmărit-o, n-am găsit-o, adică ceasul. Și dacă dumneavoastră nu sunteți foarte interesați de ceas, eu sunt, și am spus fraților că ne grăbim, pentru că plecăm de aici la Suceava, drumul e greu, mâine dimineață trebuie să fiu neapărat într-o biserică, mâine la amiază spuneam la frați, am un mormântare, a murit mama, 20 de copii, și va fi acolo, cred că, știți, o durere mare. M-au sunat frate și acum când eram aici în București, mâine seară merg în altă adunare. Și acum vreau să vă spun că eu n-am nicio vină că încep predica când trebuia să o termin. Așa am fost rânduit, câteva cuvinte doar în scurt, plecăm și apoi poate ne-o mai întâlni și altă dată. S-a vorbit puțin de lumină prin poezia care ne-a fost recitat aici. În 1 Ioan 3:1, apostolul spune așa: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai Lui și suntem. Domnul Iisus spune așa: eu nu fac decât ceea ce-L văd pe Tatăl meu făcând. Noi îl compiem pe Tatăl nostru. Mergem în marea opera creației. Prima lucrare care a făcut-o Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric și a numit lumina zi, iar întunericul a numit noapte. Ce face un pocăit că noi suntem copiii lui Dumnezeu? Prima lucrare care trebuie să o facem, despărțim lumina de întuneric. Din mintea noastră, din casa noastră, câteodată din adunările noastre, trebuie despărțită lumina din întuneric. Că așa a făcut Tatăl nostru, așa facem și noi. Și apoi Dumnezeu a spus lucrurilor pe nume. Asta e zi, iar asta e noapte. Și așa trebuie să facem și noi. Ăsta e păcat și asta e neprihănire. Să ne dea Domnul puterea aceasta să o facem. Maestru al confuziei este diavolul. La el nu-i nici lumină, nici întuneric, el ar vrea să trăim într-un amurg, așa, un semi-întuneric continuu. Dar Dumnezeu este clar, desparte lumina de întuneric. Organul care percepe lumina este ochiul. Și în Sfânta Scriptură găsim 3 categorii de oameni în ce privește abilitatea de a privi. Întâlnim o categorie de oameni, aceea din poezie, din Ioan capitolul 9, oameni care s-au născut orbi. Oamenii ăștia n-au văzut niciodată, ei s-au născut orbi. Dar erau iudei și ei, erau izraeliți, erau din poporul lui Dumnezeu, numai că erau orbi. Oare sunt în adunările noastre orbi spiritual? Însă în registru de membri, participă la alegere, își dau votul, își pun părerea, dar ei nu l-au văzut niciodată pe Dumnezeu. Ei n-au legământ cu Dumnezeu. Sunt oameni care se pocăiesc numai și numai din interes. Că spune în Coloseni capitolul 2, versetul 11, în el noi am fost tăiați împrejur cu o tăiere nu făcută din mână omenească, ci în dezbrăcarea trupului poftilor firii noastre pământești. Și dau un exemplu. O ieșit Dina curioasa, al 13-lea copil al lui Iacob, să vadă fetele țării.
o fost zărită de fiul împăratului, Sihem fiul lui Hamor, o batjocorit-o și totuși ar fi vrut să o ia de nevastă până la urmă. Și a spus, măi, dar nu ești evreu, dar ce trebuie să fac? Tai-te împrejur. Mă, tai împrejur. Acum eu vă întreb, omul ăsta avea făgăduințe lui Dumnezeu? Avea legământ cu Dumnezeu? Îl cunoștea pe Dumnezeu? El, de dragul unei fete, s-a tăiat împrejur. Și știți rezultatul. Că unii, de dragul unei fete, vin la adunare. Dar ei n-au treabă cu pocăința. Sau o fată, de dragul unui băiet, vine la adunare, că băieți se pocăiți, îți bun, nu beau, nu fumează, nu le bat, dar ele n-au treabă cu pocăința. Ăștia se nasc orb din prima. Dumnezeu să ne dea lumină. Că pe orbul din Ioan nou, totuși Domnul l-a vindecat. Să ne vindece și pe noi. O a doua categorie de oameni, o altă întâmplare. Vine Nahaș, amonitul, la cei din Iabesul Galaadului și le spune, vreau să-mi fiți robi. Ăștia mai slam, mai ticăloși, așa, mai puțin tei, au spus, da, na, acceptăm, ce să facem. Da, dar vreau să vă scot la toți bărbații ochiul drept ca să arunc astfel o ocară asupra lui Israel. Ăștia sunt oameni care au numai un ochi. Cine erau cei din Iabesul Galaadului? Și din Ramotul Galaadului, că-i spunea Iosafatul lui Ahab. Știi că Ramotul Galaadului e nostru? Când Dumnezeu i-a scos pe evrei din Gosen, le-a promis Canaan, dincolo de Iordan, de la Gilgal încolo. Când se treacă Iordanul, două seminții și jumătate, adică seminția lui Ruben al lui Gad și din seminția lui Manase, familia lui Machir, o spun lui Moise, noi nu trecem Iordanul. Și Moise s-a supărat, măi, dar disprețuiți voi în moștenirea Domnului. Dar de ce nu vreți să treceți Iordanul? O să că noi avem vite și aici avem iarbă, avem fân mult și noi rămânem aici. Dacă urmăriți în Scriptură, aceste două seminții și jumătate tot timpul au avut probleme. Când veneau vrăjmași să se cucerească, nu treceau Iordanul. Întâi bătea pe cei din Ramotul Galaadului, din Iabesul Galaadului și asta cetate îi în speța de față. Pentru că a venit Nahaș amonitul și noi a intrat în Galileea să opri la oamenii ăștia. Pe cine reprezintă oamenii ăștia? Ăștia sunt oameni lumești. Că ei nu erau foarte păcătoși, erau tot evrei, numai aveau vaci și paie și aveau treabă. Sunt pocăiți care n-ascultă manele. Nu, nu, nu. Deci n-au treabă cu comitetul, cine-i conducător și cine-i nu. Ei n-au treabă cu asta, ei au de lucru. Vine vorba românului la Paște, la Crăciun, la adunare, vin și ei când pot, dacă trebuie să dea un leu, îl dau, dacă nu, nu. Spune cine acolo așa e bun, cine a predicat așa e bun, noi avem treabă. Și apoi lucrează de dimineață până seara, noi avem treabă. Ăștia sunt aceia care au un ochi scos. Ei știu ei cum e pocăința, o văd așa prin adunare, dar nu o văd ca și cum ar avea amândoi ochii. E bun și așa, e bun și așa, și Dumnezeu să ne păzească. Să nu fim lumești, să nu fim firești, să fim cu totul ai Domnului. Și mai este o categorie de oameni, spunea Petru așa, de aceea dați-vă și voi toată silința ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cunoștința înfrânare, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni, că dacă veți avea din belșug aceste toate lucruri, nu vă vor lăsa să fiți nici leniși, nici neroditori în ce privește de plina cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, virgulă, umblă cu ochii închiși, și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Adică sunt pocăiți care au ochii amândoi, dar din când în când mai închid ochii, mai tolerează, în funcție de interes. Dacă e cineva la botez și nu-mi place, nu-i dau botezul. Dacă e copchila mea, îi dau botezul. La noi aveam un frate în adunare care ori de câte ori prezentam candidații la botez, când noi îi ridicăm în adunare, el spunea, frate Dragoș, vezi să nu botez, vă pui din năpârcă.
să facă fapte vrednice de pocăință. Acum vă spun eu, ai lăsați că nu muriți de foamea, mă, de sete. Acum eu spuneam, prezentam candidat când nu era fratele acela. El tot timpul comenta. Odată vine la mine la poartă și spune, măi, drăgușel, nora mea, nu a spus numele, nu vi-l spun, vrea să mărite. Slavă Domnul! Da, măi, slavă Domnul, dar n-are botezul, trebuie să-mi o botez. Eu zic, frate, numai să nu fii un pui din apărcă. El spune, băi, frate, dar tu cunoști Biblia, băi. Biblia spune, botezați-i și învățați-i. Ce vrei de la o copilă de 18 ani? Numai, dar cum de n-ai știut versetul ăsta până acum? Numai acum, deodată, ți-o venit o lumină. Sunt oameni care închid ochii în anumite circunstanțe. Dacă e al meu, e o măsură. Dacă e al lui altuia, e altă măsură. Și ăștia tot nu-s buni, nici oamenii ăștia. Dumnezeu să ne dea mai multă pocăință. Amin. Că poate închide ochii și corupția, că în Exod 23 cu 8 spune să nu primești darul, că darul închid ochii. Dumnezeu să ne păzească. Amin. Pentru un leu, pentru facilitate, pentru nu știu ce, schimbăm și sucim căile Domnului. Să ne păzească Domnul. Amin. Iar în 1 Ioan 2 cu 10 spune că cine urăște pe fratele său, este orb, umblă în întuneric, nu știe încotro merge, că întunericul i-a orbit ochii. Dumnezeu să ne păzească de starea asta, amin. Am citit un cuvânt, eu mă uit la ceas că vreau să plec, am citit un cuvânt, s-au vorbit de împărăția lui Dumnezeu aici. Și vine Luca 17 cu 20, niște oameni vin la Domnul și întreabă când va veni împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus îi spune împărăția în versetul 21, nu vine așa ca să izbească privirile. Nu se spune, uite aici, uite acolo, împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Eu spun slăvit să fie Domnul. Aici e împărăția lui Dumnezeu. Și noi suntem cetățeni împreună cu sfinți, da? Oameni din casa lui Dumnezeu. M-a interesat că împărăția lui Dumnezeu există rânduieli. Există rânduieli. Raport de subordonare, există așa ceva. Și Biblia la un moment dat spune că aici întreabă ucenicii cine e mai mare. Vreau să întreb aici la voi cine e mai mare? Domnul Iisus. Bun. Dar între frați aveți mai mari? Aveți sau nu? Se duce un proroc prieten, Accent de Octavian. Tu știi, și romii că tu nu știi. Se duce într-o biserică chemat de un păstor, se ridică, spune, fraților, am văzut aici că nu este ascultare de mai mare adunări. Dar unul de acolo, un vânător, eu știu cum îl cheamă, știu, frate, noi suntem frați, Domnul meu mare. Dar cum între voi nu aveți unii frați mai mari? Nu, noi suntem egali. Și Octavian se întoarce către păstor, fratele Gorel Cotret, îi spune, unde m-ai adus? Ai spus că mă duci la o biserică. Păi în biserică sunt ierarhii puse de Dumnezeu. În cer sunt heruvini, arhangeli, serafim, îngeri. E rânduială în cer. Și în adunare e rânduială. Păi atunci cum interpretăm versetul din Evrei capitolul 13, versetul 17? Ascultați de mai mari voștri sufițele supuși ca unii care privegează asupra sufletelor voastre și care o să dea socoteală ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând, că așa ceva nu va fi de niciun folos. Da? Deci eu întreb în adunare, sunt mai mari? Dar trebuie să fie, trebuie să fie. Și mai mari spuși de Dumnezeu, că spun în Corinteni, și El a dat, cu 28 versetul, 12 cu 28 parcă, El a dat pe unii, apostol, proroci, în Efeseni 4 cu 11, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evanghelici, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de zidirii și ne oprim în citare, da? Deci Dumnezeu are mai mari. Că și Domnul nu-i ceartă să spune, măi, pentru că și Domnul folosea termenul ăsta când a spus, Tatăl meu este mai mare decât mine. Acum eu nu vreau să identific pe cei care sunt mai mari la voi, nici nu mă interesează, eu nu știu cum sunt ei predica. Dar vreau să vă spun câteva lucruri care vă trebuie spuse. Domnul Iisus a luat un copilaș, folosindu-l ca material didactic. L-a pus între ei și a spus, uitați-vă la copilașul ăsta.
Cine nu se smerește ca el, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Eu aș vrea mai degrabă decât să intru în detalii, că nu intru, că Biblia e tare frumoasă, să vorbesc de câteva caracteristici ale împărăției lui Dumnezeu care e aici. Prin ce se caracterizează? Ce ne caracterizează pe noi, pocăiță? Și în primul rând, smerenia. Cine face parte din adunarea Domnului, de la pocăiți, de la dămăroaia, de unde sunteți dumneavoastră, o condiție obligatorie este smerenia. Și Dumnezeu să ne ajute să ne smerim. Eu și la altele am fost la Consiliul Bisericii, nu la altele, marți și miercuri, cum ați trecut 20 de atunci, și am judecat aspru pe unii slujitori care au greșit. Și eu am constatat că toate stelele astea, oameni care au fost oameni al Dumnezeu, s-au poticnit, au căzut, nu îi îngăduie Dumnezeu să cadă până nu s-au mândrit. Cred că primul păcat la toți oamenii ăștia a fost mândria și apoi după aceea îngăduie Domnul. Când Petru spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, 3 cu 5, dar dă har celor smeriți. Ce verset este ăsta? 1 Petru 5 cu 5, da? 1 Petru 5 cu 5. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu. În momentul când te-ai mândrit cât de puțin, Dumnezeu e dușmanul tău. Ce har în predică, ce har în cântare, ce har în rugăciune când Dumnezeu e împotriva ta. Că nu-ți mai dă har, numai celor smeriți le dă har. Eu cred că practicarea smereniei, kilometru zero, începe de la Filipeni, capitolul 2, versetul 3, unde spune așa: nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duh de, ci în smerenie fiecare să privească pe aproapele său mai presus. Uite, fratele ăsta cântă mai bine la acordeon ca mine. Bine, eu nu știu deloc. Întrebarea e următoare. Eu îi văd pe frații ăștia un pic mai bun ca mine? Că dacă îi văd un pic mai presus, mi-e ușor să mă smeresc, dar dacă eu sunt cel mai bun, eu predic cel mai bine, eu cânt cel mai frumos, eu mă rog cel mai cu har, mi-e tare greu să mă smeresc în fața unuia mai slab ca mine. Deci practicarea smereniei începe în a recunoaște calitățile celuilalt, al recunoaște pe fratele tău, pe sora ta, domne, îi privesc mai presus. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Cred că al doilea pas e Deuteronom 8 cu 3, când Domnul Dumnezeu tău te-a purtat prin locuri pustii, te-a hrănit cu mană, ca să înțelegi că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Am numit eu asta dependență de Dumnezeu. Evreiul depins de Dumnezeu. Le-a trimis prepeliță, o mâncat. Nu, nu o mâncat. Le-a trimis manu, o mâncat. Le-a dat apă, o băut, dacă nu o răbdat de sete. Evreii au depins de Dumnezeu. Noi depindem de Dumnezeu? În toate lucrurile, da? Da. Dar mai depindem și unul de altul. Că spune 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de același Duh ca să alcătuim un singur trup în Hristos. Deci noi, sau în Roman, capitolul 12, versetul 4, tot așa e și cu trupul lui Hristos, noi suntem mădulare unei altora. Eu vă întreb, inima, eu nu sunt doctor, inima are nevoie de plămâni? Are, dar știm. Dar urechea are nevoie și de ochi? Are nevoie și de ochi. Dar în adunare noi avem nevoie unul de altul? Depindem unul de altul? Păi eu am nevoie de voi, măi oameni buni, am nevoie de cântăreți, am nevoie de recitatori, am nevoie de proroci, noi depindem unul de altul. Când înțelegem lucrul ăsta, ne ușor să ne smerim. Că dacă se întâmplă că frații ăștia nu-s, eu ce fac? Întreba odată cineva în diaspora, pe un prieten de-al meu, vorbea despre cult, cu cult sau nu, bă, cine-o dat cultul aici în Spania? Și ăsta spune, băi, s-o dat un câr de pocăiți ca să fii păstor. Că dacă nu ți-i da, erai electrician. Poate nici electrician bun nu erai. Deci noi avem nevoie unul de altul. De aceea Dumnezeu să ne dea smerenie aceasta. Amin. Mai este un pas în practicarea smereniei, noi ne verificăm.
În Filipeni, capitolul 2, versetul 5, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus, el măcar că era Fiul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să facă deopotrivă cu Dumnezeu, deopotrivă s-a dezbrăcat de sine, s-a luat un chip de rob, s-a făcut ascultător, și versetul 8, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte. Demonstrarea smereniei îi ascultarea. Oamenii care nu ascultă, nu ascultă din mândrie. Nu de prea multă smerenie. Când m-am dus în adunare, erau puțini. Și erau câțiva frați împrăștieți prin adunare. Am spus, fraților, veniți un pic mai aproape să ne rugăm. Că eu sunt de la țară și când pui lemn din una peste alta, e mai mare focul. Dacă arunci o ceoată în colo, nu se aprinde focul. Veniți mai aproape. Am spus, bă, dar ce mândri sunteți. Doar nu de smerenie n-a ascultat. Mândria te face ca să nu asculți. Noi acum ascultăm unul de altul? Că nu vrei să asculți. Nu vrei din cauza mândriei. Filipeni 4:12, că m-am deprins. O altă demonstrație a smereniei. Să fiu sătul flămând, trăiesc și sunt smerit și în belșug, spune acolo. Acolo smerenia e pusă în antiteză cu belșugul, nu cu mândria. Sunt oameni care nu știu să trăiască în sărăcie. Nu știu. Atâtea se roagă, atâtea scrisori, atâtea telefoane, vai de mine. Sunt oameni care nu știu să trăiască în belșug. Numai dai 2 lei la unul și apotunci îl vezi, că n-are bani cum e. Schimbă ținuta, schimbă prietenii, unii schimbă nevasta, alții schimbă, prea multe schimbă când au oamenii bani. Nu știu, domne, să trăiască unii smerenie, alții nu știu să trăiască în belșug. Domnul să ne ajute să trăim și să nu avem pretenții foarte mari de la viață. O dovadă a smerenie este când îți ceri iertare. Ai greșit și îți ceri iertare. Avem în vocabular cuvântul ăsta? Dumnezeu să ne-l dea, fraților. Eu vorbim odată la căsătorie lucrul ăsta și am mers acasă la cineva și bărbatul îi spune, băi, Dragoș, uite, eu sunt surat de 30 de ani, nu mi-am cerut niciodată iertare la nevastă. Și face o pauză, spune, dreptul că nici n-am greșit niciodată. Și nevastă era cu două oale în mână și pune mâinile pe cap, spune, Doamne, iartă-l pe bărbatul meu și acum. Băi, nu se poate să nu greșești. Dar dacă greșești, e așa de greu de cerut iertare? Cine nu te lasă să ceri iertare? Mândria de noi. Dar și în adunare greșim. Eu aseară am fost la un frate, am spus, măi, în discuția aceea mie mi se pare că am greșit, am fost informat greșit, măi, am venit să-mi cer iertare. Și ne-a rugat, am plecat, că trebuie să predic, mă rog pentru bolnav. Ceva mi-am dat seama că cineva m-a informat, eu am vrut să fac o judecată, când am verificat, nu era chiar așa. A spus, măi, uite, am greșit, da, îmi cer iertare. Voi vă ceriți iertare când greșiți? Ajută-ne, Doamne, așa, bine. O caracteristică a copiilor este smerenia. O altă caracteristică. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 20. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți copii, dar la minte... Fiți oameni mari. Se pare că copilașii ăștia mici încă nu se injectat cu multă răutate. Și chiar dacă se supără, chiar dacă se lovesc, imediat se împacă, în 3 minute se joacă de-a calul, iar părinții se ceartă, vorbesc de rău și copiii repede se împacă, că nu au atâta răutate. Eu acum mă întreb, dacă cu răutatea cum stați? Asta e caracteristica unui pocăit de la Dămăroaie, de aici, din București. Așa arată împărăția. În împărăția lui Dumnezeu, numai oameni smeriți și numai oameni buni, care n-au răutate. Că spune în 1 Petru 2, de la 3 în jos acolo, 4 și 5, din 5 am predicat în partea cealaltă, lepădați orice răutate, orice viclănie și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele domnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți, așa spre mântuire, dacă ați gustat, în adevăr că e bun Domnul. Iar în Efeseni, capitolul 4, versetul 31, orice strigare, orice iuțime, orice mânie, orice clăbetire și orice fel
de răutate să piară din mijlocul vostru. Răutatea e din mai multe feluri. Eu pentru mine m-am verificat de care răutate am eu. Că ei de mai multe feluri. Voi de care răutate aveți? De care? Prima, eu le-am pus așa pe niște trepte ca să le asimilez. În Geneza, capitolul 6, versetul 5, spune că răutatea oamenilor pe pământ era foarte mare, că întocmirea gândurilor lor era îndreptată numai la rău. Prima formă de răutate la nivelul gândurilor. V-ați surprins câteodată gândind rău? Da, și eu tot. Și mă mir câteodată, băi, omule, am ani, și 10 ceva de ani de pocăință, cum a putut să-mi dea prin cap așa ceva? Se întâmplă. Că răutatea poate veni la gând. În 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, Pavel spunea, dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva prin șiretricul lor, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este în Hristos. Să poți strica gândurile, oameni buni. Nu intrăm în detalii cum. Că sunt niște metode prin care diavolul vrea să ne strice gândurile. Dar gândurile se pot strica. Când stai în pași, cugeți la rău, Mica, capitolul 2, versetul 1. Vai de cei ce cugeți de nelegiuirea când stau în pat. Că dimineața, dacă o pot, o fac. Dacă nu o pot, rămân pocăiți, nu? Eu mă duc să fur ceva de la Romica, că pe el îl cunosc. Și mă duc mâine să fur și el acasă. Nu pot fura. A rămas sfânt. Nu? Sau eu vreau să-l trag o cară la frate, dacă nu știu cum îl cheamă. Când te prind, îți dau o bagiu. Dar nu mă întâlnesc cu el. Așa e că am rămas sfânt. Nu, este o răutate la nivel de gând. E prima formă de manifestare și fără să intrăm în detalii, nu v-a surprins niciodată gândind rău? Câte o soră care vine bărbat o casă, face mofturi, poate fără să trebuiască, ea nu-i spune nimic că se teme. Dacă se duce în colo, ea face, dar trebuie să iei. Dar n-are curajul să-i spună. Dar minte o are. Nu-i bun gândul ăsta. Și multe, multe, multe detalii, că eu am o predică numai despre răutate. Dar trecem mai departe, la al doilea nivel. De la gând trece la minte. Psalmul 10, versetul 7. Au răutatea sub limbă. Oare cum le miroase gura la oamenii ăștia care au răutatea sub limbă? Eu povesteam că am fost luat în America, circulam mult cu mașina și americane, sunt americane. Eu nu prea le-am cu guma domesticată, dar unul mi-a luat-o la miel așa, și vreau de a-și pune sub limbă și țin-o până se topește, să vezi ce aer răcoros. M-am băgat-o sub limbă, mă pișcaie un pic de limbă, dar s-a topit. Abia când am ajuns în țară, m-am gândit, cred că îmi mirosea gura, dar omul nu știe cum să-mi spui, ca să fie politicos. Dar oare la cei care au răutate sub limbă, când deschid și învârt limba în gură, tot e de acolo câte o leacă de răutate și o spune. Oare cum le miroase gura la ăștia? Că este, este. În Psalmul 41 spune că prieteni, nu, vrășmași, nu știu cine, vine pe la mine și versetul 5 spune când ies afară, vorbesc răutate, când m-am murit, când îi se duce numele la ăsta. Te duci în vizită la cineva și ieși pe afară și îl clevetești, îl vorbești de rău. Și asta tot e ceva păcătos, fraților. Răutatea de sub limbă, Dumnezeu să ne păzească. Că în Proverbii 26:26 spune, chiar dacă își ascunde răutatea în fățărnicie, dar va fi descoperită în adunarea cea mare, că unii străi, dar te zâmbește și te pupă și dă mâna cu tine, dar nu-i chiar așa. Că Ioab l-a prins de barbă pe amasă, pace, frate, și l-a pupat și cu asta l-a înjunghiat. Cum ai fost, nu-i prima dată la București, se întâmplă de astea. Și fățărnicia e tot o răutate. Dumnezeu să ne păzească. Și apoi de la minte trece la limbă, la vorbă și de la vorbă trece la fapte. Că unii surori ar vrea să aibă bărbați răi numai minte sau numai cu gura, dar să nu li bată, să nu dea cu pumnul. Dar unii nu se rezistă și dă și cu pumnul. Eu am 30 și cât de ani, 7 de ani de când m-am însurat, n-am bătut nevasta niciodată, nici n-am împins-o așa odată și nu i-am spus niciodată decât pe nume. Voi tot așa? Tot așa. Un frate spune amin, amin, este pun capul în jos. Dar nu mai suntem pocăiți? Nu suntem în împărăția lui Dumnezeu?
Ba încă mai vrem să fim și mari câteodată în adunare. Eu odată am vrut să iau un frate la evangelizare și m-am dus. Și l-am învoit de la nevastă, am spus, sora, lasă-l pe fratele să meargă cu mine la evangelizare, că Domnul folosește. El spune, el, drăgușel, el, dar el nu e așa de pocăit ca la amvon, să știi. Eu acasă am, mi-a dat Dumnezeu minte, așa mă port cu el, este o vorbă ca cu un ou roșu. Că dacă vreau să mă spădesc cu dânsul, sau mi-am mă spădesc. Dar n-am, dacă le iei la evangelizare, el poate să apocăi și el. Am spus, mă, dar eu nu-l iau să hotărască, eu-l iau să predici, că am nevoie. Câte pocăi suntem pe acasă, frați și surori? Și cum suntem cu răutatea? Și apoi trece răutatea la fapte. Și începe Iacov să binecuvinteze feciorii. Simeon și Ruie sunt, Simeon și Levi sunt frați. Săbile lor sunt niște unelte asălnicie. Nu vreau ca Duhul meu să unească cu adunarea lor, că prea turbată le-a fost răutatea și în furia lor a tăiat venele cailor când au omorât pe Sihon. Da? Răzbunarea este o dovadă a răutății. Și asta nu-i bună, nu-i bună. Cine vrea să se răzbune, nu-i bine, fraților. Eu odată eram într-o adunare, am fost conducător vreun an și jumătate acolo, la o adunare de frați romi, dar niște oameni serioși, erau doi mai buni și trebuia să pun un conducător. Și atâta m-am gândit și l-am pus pe Dan. Dan Bădărăul chema. Și ce s-a întâmplat cu Dan ăsta? Mă cheamă frața acolo după un an și ceva, eu mai fost la ele, am făcut cina. O fată de-a lui Dan Bădărău a fugit cu unul nipocăit. O copilă tânără a fugit cu unul la Timișoara. Adunarea s-a adunat, îl dăm jos pe Dan, că nu-i bun de conducător. Când am oprit membrii de adunare, era o fată tânără, măritată cu un copil mic, copilul plânge, eu rămas și el la sfat, copilul plânge, și eu îi spun, măi, ce femeie curioasă, du-te-ți face ședința și fără tine. E copilul și du-te acasă, dar n-am putut să-i spun nimic, e membru în adunare. Adversarul lui Dan, ăla care trebuie să-l pun eu conducător de la Males pe ăsta, spunea, fratele Dan, o știut că fata lui, Dan se ridică. Dan era un om pocăit, a început a plânge. Frate, înaintea lui Dumnezeu vă spun, n-am știut nimic, nu mi-a spus nimeni, nu i-am văzut niciodată. El a spune, nu i-ai văzut, dar eu cum de știu de o jumătate de an și tu, tată, nu știi? Că doar fata se păzea de tasă, nu de altul. Și Dan plânge, se ridică femeia ce e copilnic și spune, frate, nu-i spun numele. Tu știi că fata lui Dan umblă de o jumătate de an cu ăla nipocăit? Da, știam. Și i-ai spus vădată? Ăla nu. Să spune-o de ce nu i-ai spus? Ai lăsat să-i fugă copchila, să-l dea jos, să te pui tu conducător. Și așa a fost. Așa mulțumit, Doamne, mulțumesc pentru femeia iată că a rămas. Te mai cuminte ca noi te-ți bărmață. Și i-am spus, dacă ai știut că fata lui umblă cu nipocăit, și nu i-ai spus niciodată, nu i-ai vrut bine. Într-o altă adunare era judecat un frate. O făcut asta, 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 asta. Dar unul se ridică la mai gură, cască și spune, băi, fraților, fratele ăsta, stămâna asta le-a făcut tăti este? Dar unul îi spune, eu de 3 ani îl urmăresc și îl notez. Na, păi ce pocăință e asta, măi? Nu seamnă răzbunarea că cu răutatea? Avem noi răutate de asta? Dumnezeu să ne păzească. Și apoi când Abigail, la urmă, după ce se întâlnește cu David, spune, și când Domnul meu va fi împărat, vei lucra fără răutatea de care o dat dovadă Nabot, că așa cum e numele, așa e și el. Nabal, că Nabot e celălalt, e cu via. Cum a lucrat și el. Se spune că răutatea stă în a respinge. Ăsta s-a dus să ceară niște mâncare, dar cine-i David, cine-i fiul lui Isai, multe slugi fugite de la stăpânii lor. Nu le dea nimica. Sunt unii frați, ni surori, nu știu, așa ca ariciu. Băi, nu te poți lipi de el nici cum. Eu am făcut mult naveta cu trenul, că am fost mecanic locomotivă. Eu veneam cu trenul, cu acceleratul la Suceava, la București, cu internaționalul. Și câteodată mergem în compartiment. Venim o dată în compartiment, mă așez acolo ea, eram obosit, voiam să dorm, compartimentul gol,
Nu prea avem chef mai vii, care mă bucuram că e gol. Când la prima gară, o fată tânără, o femeie, deschide ușa, nu vă spărați, avem un loc liber? Nu avem. Intră, spune, dar nu prea sunteți bucuros. Doamne, dar păi nu-i trenul meu, stai acolo unde vrei. Ei, nu, nu, dar nu sunteți bucuros că am venit eu. Eu mă gândeam, caută scandal. Ba da, Doamne, dar n-am nimic, stai acolo, eu stau aici. Domnul, eu sunt medic psiholog. Am o facultate, doctorat luat, eu citesc cu ochiul, omul mă, când mă uit la el. Dumitale, ai avut așa o grimasă de nemulțumire că am venit. Ai așa un aer respingător. Să spun de ce? Când am intrat în compartiment, ai pus geanta aici, ți-ai marcat teritoriul, ți-ai pus căciula din coace, așa nu cumva să mă ating de dumitale. Bă, dar exact așa am făcut? Eu când am văzut că vine și nu spui lângă mine, am pus geanta, am pus haina, să duc să mă încolo. Măi, omule, parcă era proroc, așa le spunea. Până la urmă am împrietenit cu dânsa. Și că oamenii au niște gesturi pe care se pot descifra. Când vrea să fie mai lipicios, când mai respingător. Și eu am văzut că așa niște atitudini au și unii frați. Prin adunare, ca aici. Măi, nu poți să-i spui nicio, el tot botos, tot bu... Și asta e o dovadă răutăță. Domnul să ne păzească, să nu avem. În împărăția lui Dumnezeu trebuie smerenie, asta se practică la noi. Bunătatea, adică lipsa de răutate și nu intrăm în detalii, mai jos la versetul 10 e o problemă. Pilda cu oaia rătăcită. Știi ce se mai întâmplă la pocăiți? Noi tare mergem mult pe recuperare. Pe cine nu greșește? Putem greși, nu? Toți suntem, toți greșim în multe feluri, spune Ioan. Dar dacă greșim, noi ne recuperăm. Avem copii mai obraznici, băieți, fete, mai calcă câte unul strâmb, noi îi aducem repede înapoi. Că Domnul a lăsat 99 de oi și a luat-o pe cei rătăcit, o dus în spate, s-a bucurat cu ceilalți. Este dorința asta de recuperare? Să ne-o dea Domnul. Să nu ne pară bine de unul care pleacă. Eu am o poveste veche, Mitico știe. Fratele Vasilii Chelba de la Vicu spunea că era în țară, la evangelizare. Și a ajuns într-o, era el cu un frate într-o familie, cu mulți copii. Tata a plecat la lucru, băiețul s-a bătut, unul a luat-o în uia, o barcă și o tras la unul celălalt peste obraz, i-a rămas așa dungă. El a fugit la mă, s-a răhnit cu gura mare, a venit tata. Și când a venit, spune, păi Ionuț, cum îl chema pe el, că nu mai țin minte, frate, erau martori acolo, uite, i-a dat-o în uia la celălalt. Și tata spune, băi, bine, băi, era așa pensionate. Ia o plasă, puneți tăte hainuțele în plasă, dă-i drumul de acasă. Eu nu cresc vagabonți acasă, eu nu cresc bătăuși, eu am băieți pocăiți. Acela au fugit la măsa. Mama s-a spune, fă ce-o spus tatu. Spunea fratele Chelba, eu stam în ușă și mă uitam. Măi, o luată la o plasă, s-o dus în dulap, o pus niște ciorăpei, o pareche, dar greu. Și tatu se spunea, hai, hai, că vreți să ne culcăm, hai, dă-i drumul de la casa mea. Și toată familia se uita, așa era o tăcere mare, acela tot punea hăinuț acolo și la urmă l-a bătut, a început a plânge. S-a dus la tata, a spus, tata, el mi-a dat, dar pe mine nu mă mai doare. O să bătea, uite, uite, nu mă mai doare deloc. Și tata spune, și ce facem, îl primim? Îl primim, tata, îl primim, că pe mine nu mă mai doare. Măi, ce înseamnă să fii frate adevărat? Dar eu îi spun o vorbă la care vașul, vai ce-o doare. Numai o jumătate de cuvânt, dacă îi spui, nu te mai iartă. Trebuie să pleci din adunare, n-am mai voie să faci cină, nu mai voi, că uite ce mi-a spus. Eu spun la fata mea să îmbrece mai frumos, mai convincios cumva. Dar păi nu o iert, dar nu te uiți la fetele tale, dar uiți, știți dumneavoastră, multe, multe, multe. Și nu se mai iartă o vorbă ani de zile. Și băiețul ăștia s-o ăla bătut, s-o iertat, că o spui fratele meu. Există dorința de recuperare? Dumnezeu să ne o dea. Amin. Și apoi mergem mai departe, nu mai explic, nu mai mă opresc. Următorul subtitlu, iertarea greșelilor. Noi ne iertăm, frață. Că ieri am predicat, nu știu unde, de iertare. Eu am mai spus la frață, am născut în pocăință, n-am băut niciodată. N-am pus limba pe beri, pe vin, nimic, niciodată. N-am tras niciun fum de țigară, nici de mătasă, de poruncă, nu era. N-am curvit, nu m-am bătut, n-am furat. Așa, astea sunt mărturisirea mare. Acele bune, cele rele, nu vi le spun acum. Dar când mă plec pe genunchi,
Întotdeauna îmi cer iertare că mult am greșit înaintea mine. Mult am greșit înaintea mine. Doamne, plecând iară de la gânduri, plecând de la o vorbă, de la un gest care nu trebuie să-l facem și l-am făcut, că am fost ispitit, eu îmi plec genunchi, Doamne, iartă-mă. Și pe mine Dumnezeu mă iartă. Îmi iartă mult. Eu trebuie să iert mai câte puțin. Pot ierta? Dumnezeu să ne ajute. Frații mei, chiar ne grăbim să plecăm. Domnul să vă binecuvinteze. Am vrut să vorbesc de trei categorii de orbi. Născuți orbi, ăia care pierd un ochi așa cu timpul și ăia care închid ochii când... Vis-a-vis de ochi, spunea Iov 31:1, făcusem un legământ cu ochii. Ezechiel 20:7, luați dinaintea ochilor voștri idolii care vă atrag privirile. Psalmul 101, versetul 3, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Matei 5:28, cine se uită la o femeie și-o poftitul, o și prea curvit cu ea în inima lui. Apocalipsa 3:18, veniți la mine, luați ale fiii să vă ungeți ochii. Să ne ungă Domnul ochii. Amin? Și apoi am vrut să vorbesc despre caracteristicile împărăție. Pocăiți din demăroaie, eu plec cu un gând bun. Îsmeriți, n-au răutate, ei să ajută, să recuperează. Strângeți rândurile, spunea Mica, capitolul 5. Nu lăsăm nimic să se piardă. Și dacă greșim, ne iertăm unul pe altul. Așa e la pocăiți. Amin.